Frecvența cardiacă. Sunt câteva metode simple și ușoare pentru ritmul regulat și neregulat. Vă voi arăta în următorul filmuleț un exemplu cum să calculați frecvența cardiacă. Se folosesc intervalele de 6 secunde, adică un strip de 30 de pătrate mari. Aici înmulțim numărul de complexe QRS cu 10. Avem și metoda rapidă. Numărăm pătratele dintre două erori, adică mergem din pătrat în pătrat. Un pătrat înseamnă 300 dacă sunt 250 și tot așa. 100, 75, 60, 50. Avem și formula următoare. 60 de secunde împărțit la distanțele RR ori 0,04.